vom cunoaște prieteni adevărați. Călărim și sărim mereu împreună, ca-i noștri minunați. Suntem prieteni în aventură, am pornit împreună, suntem de neoprit. În episodul de azi, Zoe și Chloe fac totul pentru a distruge prietenia lui Bailey cu celelalte fete. Vor reuși fetele să facă asta? Mi-e ca un frate, simt că îl pierd. Vezi că sunt pierdute fără Bailey, alor? Eu renunț! Noul prieten al lui Bailey. Știi ce-mi place cel mai mult la regatul cailor? Probabil mâncarea, Shep. Exact, Tini. Tu ce crezi că îmi place cel mai mult aici, Angora? E simplu. Moa! Da, ai dreptate. Serios? De Angora îți place cel mai mult? Mai mult ca de oricine? De ce nu? Ei, nu doar de tine, Angora. Prietenia face ca regatul cailor să fie atât de special. De ce și-ar dori cineva prieteni noi? Adică voi doi mă aveți pe mine, iar copiii sunt prieteni între ei. Nu avem nevoie de nimeni. Ei, Angora, așa gândeau și fetele atunci când a venit Jessie. Oh? Cine e pregătit de petrecerea lui Ethan din weekendul ăsta? Eu nu. Nu pot să cred că va trebui să-i suportăm iar pe răzgâiații ăia. Erau cei mai neastâmpărați copii. A fost o tortură să-i ducem cu caii. A? Haideți, fetelor, nu vă amintiți ce bine ne-am distrat data trecută? Serios! Știți, mă întreb cine o să se îngrijească de surioara lui Ethan Simon. Bailey! Oh, întoarcerea Rebecca-i Simon. Fie. Mă bucur doar că mă vei ajuta și tu, Sara. Tu ești singura pe care o ascultă Ethan. Nu cred! Pe cuvânt, Sara. Ethan și micuții săi prieteni au pornit cu caii pe dealuri anul trecut. Dacă nu i-ai fi convins să pornească o vânătoare de gunoaie, poate nu l-aș mai fi văzut pe Button. De fapt, vânătoarea de gunoaie a fost ideea lui Bailey. L-am ajutat, însă am făcut-o împreună. Da, echipa lui Sara și Bailey, cele mai extraordinare gazde. Hei, cine vine? Nu știam că va veni cineva nou astăzi. Wow, quien es el chico guapo? Cine-i frumușelul? Te referi la cal sau la băiat? Oh, exact. Mama spunea că un băiat nou de la ferma Golden Coral își va aduce calul aici astăzi. Cred că îl cheamă Jesse. Ușurel, buddy. Totul e în regulă. Ai nevoie de ajutor? Oh, nu, mulțumesc. Buddy e agitat când nu e în mediul său. A fost crescut încă de la naștere la ferma Golden Coral. N-a mai fost nicăieri altundeva. Cu bine, mulțumesc! Eu sunt Sara. Ei sunt Molly, Alma și Bailey. Eu sunt Jesse, Jesse Golden. Golden? Hei, părinții tăi sunt proprietarii fermei Golden Coral? Da, numai că acum e în renovare, așa că a trebuit să ne mutăm o vreme. Părinții mei sunt proprietarii de aici. Chiar așa? Hei, parcă Buddy se simte mai bine. E ciudat că-l văd atât de agitat. Acasă, la Golden Coral, era ca și Joe curajosul. Odată, Buddy și cu mine ieșisem la plimbare cu niște prieteni și am dat peste un leu de munte foarte mare. Parcă ar fi una din poveștile lui Bailey. Buddy a pornit spre el ca să ne protejeze pe toți, așa că zburam ca vântul și ca gândul printre copaci. Buddy a urmărit bestia prin pădure vreme de o milă. Incredibil, prietene! Ceva de genul acesta mi s-a întâmplat și mie și lui Calypso. Mai demult, eu și Aztec ne-am pomenit față în față cu un urs, mare cât insula Road. Crede-mă, animalul acela m-ar fi făcut bucățele. Îmi amintesc de asta, Bailey. Unde pot să-mi las lucrurile? Haide, vino cu mine, Jessie. Am să-ți arăt totul pe aici. Grozav, încântat de cunoștință. Și eu? Aha. Da. Ce s-a întâmplat aici? Se pare că Billy și-a găsit un nou prieten. Da, dar ai văzut cum s-a comportat Bailey? Da, nici măcar nu m-a lăsat să spun ce aveam de spus. Și ne lasă pe noi să ne ocupăm de calul lui. Ei, dar ce se întâmplă cu calul cel negru? Cum
îl cheamă? Iarăși un novice. Ei, ar fi bine să te comporți frumos. Abia ajuns aici. Iar când ești într-un loc nou, te simți agitat. Trebuie să recunoaștem. Bravo! Văd că Buddy s-a mai liniștit. S-a obișnuit cu ferma. Știam eu. Cred că-i dor de prietenul lui, Tax. E un cal frumos, cu alb și negru, de la ferma părinților mei. Au crescut împreună, la fel ca mine și prietenul meu, Cory. Știu la ce te referi. Sara, Molly și Alma sunt prietenele mele cele mai bune. Iar eu m-am despărțit de prietenii mei, Cory, Rosie și Maya, fiindcă ferma noastră trebuie renovată. E aiurea. Hei, poți să faci săritura cea mare? Floare la ureche. Fiu, a fost grozav. Asta mi-amintește de săritura din Călărețul Extrem 3. De Călărețul Extrem 3? Adică noul joc video cu super sărituri? Pregătește-te să sari, altfel ai să dispari. E jocul meu preferat. Și al meu. Of, am Călărețul Extrem 1 și 2, dar nu am 3-ul. S-a vândut totul, nu mai este. Ți-l aduc eu mâine. Super! Da! Știți? Cred că îmi plăcea mai mult când aveam un singur Bailey. Da, iar acel Bailey stătea cu noi. Am citit un articol în care spunea că oamenii își petrec 75% din timp socializând. Se pare că Bailey își consumă tot procentajul pe Jesse. Ei, fetelor, îmi faceți o favoare? Sigur, Will, ce anume? Mă ajutați cu niște loc în cabană? Vreau să-l pun pe Jesse acolo. Grozav. Ce e? Nimic serios. Ce e cu voi, fetelor? Bailey ne cam ignoră astăzi. Ei, haide, voi sunteți cele mai bune prietene. Și ce dacă Bailey își petrece timpul cu băiatul nou? Crede-mă, Jesse, arată beton și în dimineața aceasta se uita la mine. Da, se uita prin tine ca să mă poată vedea mai bine pe mine. Nu-i adevărat? Oh, bună, fetelor! Bună! Ce s-a întâmplat, Sara? Nimic, făceam doar puțin loc pentru Jesse. Da, Jesse, băiatul cel nou, băiatul cel chipeș. Ce vrei, Chloe? Nu vreau absolut nimic. Văd doar că sunteți foarte supărate. V-a abandonat Bailey cumva? Nu ne-a abandonat. Mie așa mi se pare și îmi pare sincer rău pentru asta. Dar adevărul e că au multe în comun. Adică, în primul rând, e băiat. N-aveți ce să faceți, fetelor. Bailey nu ne-a abandonat. Îi arată doar ferma lui Jesse. Este amabil spre deosebire de alții. Spune-i cum vrei. Eu una spun că v-a abandonat. Sper doar să aibă timp să vă ajute de ziua lui Ethan. El și Jesse par foarte ocupați. Sigur că o va ajuta pe Sara cu petrecerea. Îi plac petrecerile. Vom vedea. Ne vedem mai târziu, fetelor. Lasă, nu le băga în seamă. Ai văzut cât sunt de pierdute fără Bailey al lor? Știu, Chloe. Cred că Bailey și Jesse trebuie să facă o plimbare specială. Să aibă timp să se împrietenească, dacă mă înțelegi. Cred că ai dreptate, Zoe. Hei, fii atentă. Mi-am exersat râsul malefic. Destul de bine. Adică rău. În sens bun. Bine, acum împreună. Hei, Bailey, asta mi-amintește de Comandorul Naval 2. Ați pătruns în Comandorul 2. Abandonați orice speranță și... Puneți-vă în mișcare! Am înțeles. Puneți-vă în mișcare! Vă pot ajuta cu ceva? Ne întrebam când vrei să ne prezinți prietenului tău. Bine, Jesse, ele sunt Chloe și Zoe. Chloe și Zoe, el este Jesse. Bună, Jesse! Bună! Chloe, suntem cam ocupați acum și... Noi nu vrem să vă întrerupem distracția. Avem doar un mesaj pentru tine. Tatăl tău vrea să mergi în oraș să aduci mâncarea pentru pui. Cel cu livrările este bolnav. Ciudat. Mi s-a părut că i-am auzit mașina azi dimineață. Ei, Bailey, ți s-a părut? Pentru că e acasă răcit. Și Bailey, vrea să aduci două genți cu mâncare. Bine. Atunci merg după grăunțe la pui. Dar calea e lungă. Și cum am să reușesc să aduc două genți? Te ajut eu. Fiecare duce câte una. Mersi, prietene. Să mergem.
Spune lui tata că am plecat și mulțumesc pentru mesaj. Oh, încă ceva, Bailey. Drumul Rockhill e închis pe lângă pârâu. Probabil va trebui să ocoliți prin pădure. Asta înseamnă încă 30 de minute și l-a mers și l-a venit. Fă-o pentru pui, Bailey. Da, desigur. Vă doresc drum bun. Un drum bun lung. Măcar Bailey va lua masa cu noi. Dar unde e? Oh, va veni el. Băiatul ăsta n-a ratat nicio masă de când e în regatul cailor. Oh, Molly, am auzit ce spuneai. Știi că Bailey nu va veni astăzi la masă, nu-i așa? Ce vrei să spui? Bailey și Jessie au masa împreună în oraș. Da, spuneau că vor să ia masa fără fete. Dar cui îi pasă de Bailey, așa-i? Astăzi este ziua fetelor. Aici îi vom alinia pe copii. Iar Chili și Pepper? Nu-i vreau în preajma copiilor mici. Sunt cam imprevizibili, și copiii și caii. De-ar fi și Bailey aici. N-am mai discutat despre petrecere de când a sosit Jessie. Sper că Bailey mă va ajuta totuși. Sunt sigură că e la fel de încântat de petrecere ca și noi. Bună, fetelor! Ce faceți? Repetăm, pentru petrecerea lui Ethan. Super! Ești gata de petrecere, Aztec? Dar unde-i Jessie? Călărește prin zonă. Paddy e încă puțin agitat. Jessie încearcă să-l obișnuiască cu ferma. Se pare că Jessie s-a obișnuit cu ferma. De fapt, voi doi stați împreună atâta timp încât... Da, Jessie e super. Vreau să-l cunoașteți și voi, fetelor. Sigur, vrem, dar voi plecați mereu împreună. Iar după amiază nu v-am văzut deloc. Oh, asta pentru că a trebuit să aducem mâncare pentru pui. Și a trebuit să o luăm pe un drum mega lung. Am fost nevoit să ocolim drumul Rockhill. Dar nu trebuie ocoliți drumul Rockhill. Am venit și ieri și azi pe acolo, dar drumul este deschis. Ciudat! Chloe și Zoe spuneau că este închis. Oricum, cred că s-au înșelat. Bailey, în legătură cu petrecerea lui Ethan. Bună tuturor! Hei, Bailey, prinde! Ai adus călărețul Extrem 3? Nu se poate! Mulțumesc, prietene! Să mergem să ne jucăm! Eu încep primul! Nici gând! E jocul meu! Eu joc primul! Eu renunț! Nici nu mă ascultă ce spun! E același Bailey, Sara. Nici măcar nu cred că-și dă seama că ești supărată. Așa e el, știi tu. Știu, dar Bailey e singurul meu prieten, băiat. Simt că îl pierd, mi-e ca un frate. Dar ai două surori. Desigur, vă mulțumesc. Hei, Bailey! Jessie și cu mine am găsit o șmecherie super. Trebuie să mergi printr-un zid ciudat și apoi intri într-o cameră secretă, întunecată. Și acolo vei primi extra puncte. Într-adevăr fascinant. E grozav, pentru că e șmecheria cea mai greu de descoperit. Dar Jessie cunoaște jocul foarte bine. E un super băiat. Hei, Will, n-o să-ți vină să crezi ce am găsit eu și Jessie. Hei, crezi că am pus pancarta prea jos? Nu, copiii sunt mici, așa sigur o vor vedea. Oh, am și uitat de petrecere. Ascultați cu toții! După cum știți, mâine va fi petrecerea de ziua lui Ethan Simon. Bailey și Jessie vor coordona evenimentul pentru că... Ce? Jessie și cu mine? O petrecere? Ce trebuie să fac? De ce eu? Ascultați-mă bine! Sara, îmi pare rău că trebuie să te retrag de la petrecere, dar mâine vine o fată nouă. Părinții ei au insistat să o iei tu. Dar Sara a organizat petrecerea! Regret, fetelor, n-a fost ideea mea. Luați-o ca pe o favoare din partea părinților lui Bailey. Bine, Will! Sunt sigură că Bailey este foarte mulțumit acum. Beata, Sara, îi lipsește prietenia cu Bailey. Ei, Shep, va fi și tort la petrecere. Da, Tini, va fi tort, dar o felie de tort nu va îndrepta situația. Ajunge! E groaznic!
groaznic dimineața, dar și în mijlocul zilei. Cocoșul acela și-a cântat ultimul cântec. Stai, Angora! Ia iurea, Sara, de ce trebuie fata aceea să se plimbe prin regat exact când e petrecerea lui Ethan? Lui Bailey nici măcar nu-i pasă. De ce i-ar păsa? Acum îl va avea pe Jesse în locul meu. Nu fi atât de sigură. Sara, îmi pare foarte rău. Haide să vorbim cu părinții lui Bailey. Pot să merg eu cu fata. Tu ar trebui să te ocupi de petrecere, nu eu. Nu, nicio problemă. Tu nu cunoști locurile și oricum pe mine m-au cerut. Și știu că lui Bailey îi va plăcea să lucreze cu tine. Asta nu știu, Sara. Bună, Sara. Eu vă las să discutați. Eu nu știu ce s-a întâmplat. Nu ești bucuros că ai să lucrezi cu Jesse? Ascultă, Sara, Jesse este grozav, dar nu e ca vechii mei prieteni. Exact. E băiat, iar noi nu suntem. Lui îi plac jocurile video cu curse de mașini, iar nouă nu ne plac. Nu-mi place, Bailey, dar să știi că și eu mă simt la fel. Eu también. E greu să concurez cu Jesse. Oh, fetelor, Jesse nu e mai bun ca voi. E doar un alt fel de prieten. Da, mie și lui Jesse ne plac aceleași jocuri video. Dar cu voi am altceva în comun. Dragostea noastră pentru regatul cailor. Suntem prieteni de mici. Nu v-aș părăsi niciodată. Sunt al vostru pe veci, bine? Dar tu, Sara? Întoarce-te, inamic împănat! Vai de mine! Bailey, ia stingătorul! Molly și Alma, ajutați-mă să liniștesc! Ia ascultă ce ai făcut, Angora. Ce credeai că faci? Ce credeai? Mă amuzam. S-a întâmplat ceva? Nicio grijă, avem totul sub control. Fetele au salvat situația. Cu puțin ajutor de la maestrul înspumat. Maestrul Bailey mă numesc și cu spuma mă mândresc. Foarte bine, prieteni! Ascultați, tocmai a sunat mama lui Ethan. Vor veni mai mulți copii la petrecere, așa că vom avea nevoie de ajutorul tuturor. Sara, am amânat-o pe fetiță. Te rog să-ți reiei locul la petrecere alături de Bailey. Ești de acord, Jesse? Sigur că da, Sara. Dar vom avea nevoie și de ajutorul tău. Atâta timp cât nu sunt coordonator, vă ajut. Vei avea grijă de Rebecca Simon. Te va coordona ea pe tine. Sunteți gata cu toții? Câți copii vin? Oh, vin cam 600.000. 600.000? Coada va fi foarte lungă. Aztec, iar mai păcălit. A treia oară în ultimele 5 minute, Buddy. Nicio grijă, vine și rândul tău, Aztec. L-am auzit pe Bailey vorbind și se pare că Ethan, băiatul sărbătorit, vrea să călărească pe tine. Mult succes! Bailey, am auzit că Rebecca Simon s-a agitat toată dimineața. Abia așteaptă să te revadă. Oh, e vorba de fetița îndrăgostită de el? Cum e să fii idol, Bailey? E aiurea. Dar Rebecca nu te-a întâlnit încă pe tine, Jesse. S-ar putea să ai parte de competiție, Bailey. Păi, la ferma Golden Coral am fost votat cel mai chipeș. Ce? E adevărat! Mama mea a fost singură în juriu. Bine, uite că vin! Uite ce mulți sunt! Parcă ar fi o armată invadatoare. Vom avea nevoie de ajutorul tuturor. Mă bucur că ești aici, Jesse. Și eu! Oh, ce bine, ce bine, ce bine! Îți vine să crezi? Toți sunt prieteni din nou, gata cu îngrijorarea. Știam eu că își vor da seama că îți poți face prieteni noi fără să renunți la cei vechi. Atac al copiilor! Salvați-mă viața! Ei, petrecerea a luat sfârșit.
Cred că a avut mare succes. Copiii păreau fericiți, iar eu sunt fericită că au plecat. Îmi place să-i văd pe Sara și Jessie prieteni. Mă bucur că fetele s-au împăcat cu prietenia lui Bailey cu Jess. Eu tot nu înțeleg. De ce erau atât de îngrijorați? Sara și fetele credeau că lui Bailey îi plăcea mai mult de Jessie decât de ele. Credeau că le va abandona pentru Jessie. Nimeni nu le-ar putea ține locul. Exact cum pe mine nu m-ar putea înlocui niciodată nimeni. Nimeni nu te-ar putea înlocui vreodată, Angora. Nici măcar un cocoș. Asta așa e.